În data de 8 februarie, când începe semestrul al doilea anului școlar 2020-2021, se împlinesc 3 luni de când elevii fac exclusiv școala online, iar Ministerul Educației, dar și marea majoritate a părinților, își doresc revenirea la normalitate, a declarat-o Ministrul Educației Sorin Câmpeanu duminică seara la Digi24. Ministrul Sorin Câmpeanu spune însă că decizia de deschidere sau închidere a școlilor nu va fi luată și nu a fost luată de Ministerul Educației. Decizia se ia dând prioritate stării de sănătate, iar competențele sunt ale Ministerului Sănătății. Scenariul hibrid este eliminat din opțiunile sistemice, dar nu poate fi eliminat pentru acei copii care trebuie să stea acasă și trebuie să aibă acces la învățătură. Pe data de 8 februarie se vor fi împlinit 3 luni din 8 noiembrie de când s-a trecut în școală online. Până atunci au funcționat scenariile acestea. Deja avem 190.000 de copii care n-au învățat să scrie. Dacă doriți să fie mai mulți, dacă cei care fac astfel de comentarii doresc să fie mai mulți, luăm în considerare și această variantă. Dar decizia de deschidere sau de închidere a școlilor nu va fi luată și nu a fost luată de Ministerul Educației. Decizia se ia dând prioritate stării de sănătate, competențele Ministerului Sănătății. Ministrul Câmpeanu a detaliat care sunt cele 4 situații în care poate funcționa în continuare școala online. 1. Elevii au contraindicații medicale pentru prezență fizică, au vulnerabilități, ei vor face în continuare online. 2. Elevii au aparținători în familie care au vulnerabilități medicale certificate ca atare, pentru aceștia învățământul va fi în continuare online. 3. Elevii prezintă simptome. Recomandarea apăsată a Ministerului Sănătății, dar și a Ministerului Educației este să rămână acasă. 4. Profesorii prezintă vulnerabilități sau simptome. Profesorul stă acasă și se face predare-învățare online. Dacă un elev sau mai mulți dintr-o clasă au contraindicații, iar clasa lor merge fizic la școală, ei trebuie să aibă acces online la ore. Pentru acest lucru, Ministerul Educației a lansat o achiziție, iar în data de 4 februarie vor fi deja disponibile 60.000 de laptopuri plus un număr important de videocamere pentru a susține acest proces de predare-învățare online. Pentru asta, Ministrul Educației a lansat o achiziție. În data de 4 februarie vor fi deja disponibile 60.000 de laptopuri plus un număr foarte important de videocamere pentru a susține acest proces de predare-învățare online. Dacă un profesor are contraindicații, conducerea școlii este datoare să asigure un program orar prin care orele acelui dascăl să fie grupate într-o singură zi, în așa fel încât elevii să poată învăța online de acasă într-o zi pe săptămână, la disciplina acelui sau acelor profesori care au contraindicații pentru prezență fizică. Dacă vor fi mai mulți profesori, vor putea fi și 2 zile din 5. Inclusiv învățătorii vor avea dreptul să solicite să stea acasă dacă au contraindicații, doar că, pentru angajații din sistemul de educație, legislația prevede certificarea de către un medic de medicina muncii, spre deosebire de elevi care nu au nevoie de medicina muncii. Prin urmare, dacă o clasă care ar trebui să funcționeze cu prezență fizică are profesorul care nu poate desfășura orele cu prezență fizică și dacă nu există o soluție de înlocuire a acelui cadru didactic, atunci toată clasa va rămâne acasă să facă orele online, deoarece înlocuirea cadrului didactic este greu de aplicat, având în vedere că resursa umană din sistemul de educație este redusă.